Bună ziua, dragilor, sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă prezint cum puteți să creați una sau mai multe clase virtuale în Edpath. Pentru a crea o clasă virtuală, folosim din partea stângă opțiunea clasele mele, semnul plus. Vedeți că deja eu am o clasă aici, este clasa pe care lucrez eu în acest moment cu clasa la care lucrez, dar pentru a adăuga noi clase folosim semnul plus. Se deschide o fereastră din care puteți să folosiți una dintre cele două opțiuni. Creează o clasă nouă sau să vă preia o clasă din una dintre platformele LMS, Learning Management System, platforme de management al învățării. Și aveți aici și opțiunea Google Classroom, pentru că știu că este una dintre opțiunile cele mai folosite, sau Microsoft Teams. Dar mai sunt și alte platforme în funcție de ce considerați voi că va fi util și unde aveți voi clase virtuale create. Eu am să folosesc Creează o clasă nouă. La Name este necesar să dăm un nume clasei și eu o să spun clasa red. La descriere, care este opțională, am să scriu clasă probatorial. Grade level, ce clasă? Am să aleg clasa 1. Subiectul, educație. Da, în funcție de ce predați, puteți să vă alegeți un alt subiect. E, și aici e o chestie foarte importantă, tipul clasei. Clasică, clasic sau open? Pe varianta clasic veți avea acces și o să fac la un moment dat o paralelă și am să vă arăt cele două tipuri de clase. Veți avea acces la o analiză mult mai amănunțită a rezultatelor la resursele pe care le propuneți pentru evaluare aici. Dacă mergeți pe varianta open, pur și simplu elevii voștri se vor conecta la clasă în baza unui cod pe care îl primesc, dar o să vedeți, nu veți avea acces la o analiză așa de amănunțită cum este pe clasica rezultatelor elevii și nu veți avea niciun carnet de note al elevilor cu rezultatele la toate testele pe care voi le-ați aplicat aici. Deci am să aleg Open pentru că după aceea o să vă fac o paralelă cu clasic să vedeți care sunt diferențele. Și mai aveți în partea de jos să lăsați Edpuzzle să genereze un nickname pentru elevii voștri. Dar ei, din ce știu eu, sunt mult mai interesant să-și spună ei propriul nickname. Deci ar fi bine să nu bifați această opțiune. Ați parcurs toți acești pași. Create class. Și am creat clasa. O vedeți în partea stângă, clasă cred, clasă probă tutorial. Ideea este în felul următor. Cum se conectează elevii voștri la această clasă? În partea dreaptă aveți tabul Invită elevi sau mai aveți în partea stângă, lângă numele clasei, cele trei puncte, aveți și aici opțiunea Invită studenți, Invită elevi. Deci puteți să folosiți una dintre aceste opțiuni. Eu o să folosesc opțiunea din partea dreaptă, invită elevi. Vedeți că se generează un cod de clasă, cod pe care voi va trebui să-l trimiteți elevilor și ei efectiv vor intra pe platformă și vor folosi opțiunea de logare la clasă pe baza unui cod și își vor alege un nickname. Sau a doua opțiune, copy link. Se copiază linkul și îl trimiteți fie alături de cod, fie numai linkul elevilor pe o anumită platformă pe care voi comunicați cu
părinții și cu elevii pentru a se putea conecta la clasă. Eu am să copiez acest link, acest cod, l-am copiat. Am să intru pe un alt cont ca să vă demonstrez cum se conectează după aceea un elev. Am să folosesc contul unui elev. O să scriu aici @pavel.com. Open class. Și aici, pur și simplu, elevul va scrie codul pe care voi l-ați trimis. Caută clasa. A găsit-o, clasa cred, Marian Cârlig, codul aferent, nickname. Trebuie elevul să-și dea un nickname. O să spun Alin A, join open class. Și observați că în acest moment elevul este conectat la clasa respectivă. Am să merg în partea cealaltă, pe contul meu. Aici sunt în contul meu. Clasă cred. Este o clasă deschisă. Se poate conecta la această clasă orice elev ce primește codul sau linkul pentru clasa respectivă. Care este deosebirea între o clasă open și o clasă formată pe clasic? Observați. Bine, aici am și materialele necesare. Că am pus niște materiale pe clasa mea, pe care le-am folosit pentru evaluare. Observați că la o clasă realizată pe tip clasic, aveți în partea de sus o analiză mult mai amănunțită, membrii clasei, apar elevii din clasă, carnetul de elev pe baza testelor elevilor. Da? E, dacă o să merg pe clasă open, nu o să aveți, observați că nu aveți nici membrii clasei, dar nu aveți aici niciun carnet al elevului unde să aveți o analiză a rezultatelor obținute la testele pe care voi le-ați pus aici. Cam aceasta este diferența dintre un cont pentru clasă pe clasic și un cont pe clasă open. Deci, analiza se face mult mai amănunțit pe un cont clasic. Tot ceea ce vom avea de făcut în continuare este efectiv să adăugăm conținut pe care să îl asociem pentru evaluare pe clasa CRED. Dar acest lucru îl vom parcurge în următorul tutorial, în care am să vă explic cum puteți să adăugați o resursă video pe care să o faceți interactivă și să o transmiteți ca evaluare pe clasa virtuală. Până atunci, spor la crearea a cât mai multor clase pe această platformă și ar fi bine să faceți acest lucru și din perspectiva cadrului didactic, dar și din perspectiva unui cont de elev. Vă salută cu drag, Marian! Thank you.